Bun. Acum intrăm în partea de diagnostic, cum determin care are o acidoză, alcaloză, algoritmul și ce fac mai departe. Bun. Eu am învățat de când am fost mic, o metodă simplă, nu știu dacă e simplă, dar metoda asta am înțeles-o și acolo a rămas. Nu mă mai încurc. Sper să înțelegeți și voi și să nu vă mai încurcați citind un buletin de AB. Care sunt parametrii care mă interesează cel mai mult? Păi, și care sunt pașii care se citesc? Păi, în primul rând, cei mai importanți trei parametri sunt pH-ul. Cât e pH-ul? 7, 35, 7, 45. Foarte bine. 2. Ce? Acidul. 3. Baza. Bun, cine e acidul? Acidul carbonic. Deci, ce calculez? Pe CO2. Cât trebuia să fie normal? 40. Țineți minte cifrele. 40 pe CO2. Cât e bicarbonatul? 22, 20, 24, deci 22, deci 24, nu mă interesează. Țineți minte. Bază. Cine se ocupă de acid, de CO2? Cine? Plămânul. Deci orice modificare de CO2 o numesc modificare respiratorie. Cine se ocupă de bicarbonat? În principiu rinichiul, dar nu o numesc modificare renală, o numesc modificare metabolică, pentru că bicarbonatul îl mai poate modifica și alți factori. Ne-am înțeles cu chestiile astea, da? Bun. Să zicem că am un pacient, nu știu, să dau niște cifre, nu știu, nu o să fie foarte corecte, nu mă interesează, 7,28. PCO2-ul mm-hmm. 70. 70 de milimetri coloană numărul. Bun. HCO3-ul 30. Sau, da, 30 hai. De miliechivalenți pe litru. Bun. Care sunt etapele de a citi acești parametri? Prima etapă, la cine mă uit? Nu, la care l-am scris primul. Adică la pH. Ca să determin dacă am acidoză sau alcaloză. Dacă pH-ul e sub 7,35, ce am? Acidoză. Dacă e peste 7,45, nu alcaloză. Deci prima etapă, ne uităm la pH. pH-ul mic, zic ce? Acidoză. Acidoză. Așa că zic, băi nene, pH-ul cum e? Acum cu pixul albastru. Aia pH-ul e mic. Asta sunt eu care rezolv problema în capul meu. pH mic, deci egal ce? Acidoză. Foarte bine. Prima etapă am scăpat de ea. Acum mă gândesc, băi nene, cine poate fi cauza la o acidoză? Cine poate fi cauza la o acidoză? Voi să-mi spuneți. Din ecuația pH-ului. pH-ul e cine pe cine? Bază pe acid. Bază pe acid. Deci cine poate modifica pH-ul? Una din cele două. Adică ori baza mică, ori acidul. Mult. Deci mă gândesc. Bă, nene, cine modifică? Am acidoze, e clar că am acidoze. Deci ori acidul crescut, îți dai seama, acid crescut îmi face acidoză. Sau baza mică, scăzută, mică, îmi face acidoză. Deci, mă uit la a doua etapă, determinăm cauza. Ori acidul crescut, adică PCO2-ul crescut. Dacă PCO2-ul crescut, la o acidoză zic ce? Acidoză? Respiratorie. Dacă cauza e alta, adică baza mică, zic acidoză, metabol. Bun, hai să descifrăm. Ca să nu mă încurc, scriu lângă. Hai că sunt deștept. Le mut astea un pic, că mă încurcă. Le mut aici. Scriu lângă PCO2 ce? Scriu între paranteză ce? Acid, ca să nu mă încurc. Și scriu lângă bază, lângă HCO3 ce? Bază. Bun. O secundă. Deci, primul pas am determinat că am acidoză, apoi am scris repede ce? CO2-ul ce e? Acid, HCO3-ul ce e? Bază. Acum vreau să văd, băi, nene, am acidoză, am zis cauzele, ori acidul mare, ori baza mică. Aici, cum e acidul? Mare. Mare. Acidul e mare, mișto. Și cum e baza? Mică. Baza e mare. Tot mare. Mare. Unde e cauza? Unde e boala? Respirator. Acidul mare sau baza mai mică? Acidul mare. Acidul. Acidul. Deci pun un semn. Pe cine? Un semn negru. Aici e boala. Aici e boala. Respiratorii. Și zic acidoză. Respiratorii. Respiratorii. N-am acidoză metabolică, că baza mea nu e mică. Ați înțeles? Da. E logic. Întâi mă uit, am acidoză, bun, caut cauza. Care e cauza? Ori acidul mare, ori baza mică. Aici ce am? Acidul mare. Deci, acidoză respiratorie. Bun, a treia etapă. Văd dacă există ce? Compensare. Compensare. Păi și cum compensezi o acidoză? Ori cresc ce? Baza sau scade acidul. Sau scade acidul. Adică ori plămânul compensează prin cum? Hiperventilație să-mi scade acidul, ori rinichiul compensează prin sinteză de HCO3. HCO3. Bun. Dacă văd într-o acidoză baza mare, zic ce? Compensare? Metabolic. Dacă văd acidul mic, zic ce? Compensare? Respirator. Bun. În cazul nostru, am acidoză. Baza mare. De ce e mare baza? Compensează. Deci compensează metabolic. Metabolic. Am pus diagnosticul. Gata. S-a terminat. E greu? A, deci când e bicarbonatul crescut, e... Da. Încearcă să repare, nu? Am o acidoză. Da. Baza e mare. Baza mare face vreodată acidoză? O bază, dacă crește, face acidoză? Nu. Că... Nu. O tamponează, nu? Tamponează. Deci de-aia crește, ca să o tamponeze, ca să o ajute. E clar? Da. Ok, mai dau un exemplu, înainte să... Trecem mai departe. Hai să nu folosim negru. pH 7, nu știu, 27. Sau mai puțin. 20. PCO2 77. HCO3 13. Iala, ajutați-mă. Eu nu știu să interpretez. Primul lucru mă uit la ce? La pH. Și zic ce? Acidoză. Acidoză. Zic acidoză. Care sunt cauzele acidozei? Mă gândesc imediat, înainte să citesc. Acid. Mare sau bază mică. Și scriu acid bază, ca să nu uit. Ok? Următoarea etapă, văd care e buba. Cum e acidul meu aici? Mare. Mare. Cum e baza mea? Mică. Mică. Care e cauza? Pun negru pe cauză. Acidul mare e cauză. Baza mică e cauză? Da. E compensa... Mai, baza mică e cauză? Acum am repetat, am zis. Da, da, e cauză. E cauză. Pun semn. Numai că mă gândesc compensată deloc acum. Mă gândesc, caut cauza. Nu mă uit la compensare. Băi, care e cauza? Acid mare și bază? Mică. 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 Care din ambele. Ele am? Ambele. 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 Am acidoză respiratorie aici? Am. Da. Am acidoză metabolică aici? Da. Am. Da. Deci acidoza e? Mixtă. 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 Ați înțeles? Da. Primul lucru mă uit acidoza, după aia mă uit. Care e cauza? Mă gândesc, băi nene, care e cauza? Acid mare sau bază mică? Care o am, o aleg. Restul e compensator. E clar? Bun. Trecem mai departe. pH mare. Adică, să zicem că avem pH 7,55. 7,55. Ce am? Alcaloză. Alcaloză. Bun. La ce mă uit? La PCO2 și la HCO3. PCO2 să zicem că e 24. Iar HCO3 să zicem că e 40. V-am încurcat, nu? Da. Nu. Bun, hai să ne gândim întâi. Avem o... Înainte de asta, dacă am pH-ul mare, ce am? Alcaloză. În care sunt cauzele alcalozei? De... Acidul mic sau? Bazele mari. Bază mare. Dacă acidul mic, ce zic că e? Respiratorie. Dacă baza e mare, ce zic că e? Metabolică. Bun. Compensarea cum e la o alcaloză? Ori prin acid, ori prin bază. Cum compensezi o alcaloză cu acid? Cresc acidul. Sau? Sau scad baza. Bază. Dar mai întâi mă uit la cauză sau la compensare? La cauză. Atenție. Pun punct pe cauză. După aia mă gândesc, bă, e compensare sau nu. Dar nu mă interesează. Caut cauza întâi. Ținta mea să fie cauza. Ok, hai să scriem acum. 1. Am pH-ul mare, zic ce? Alcaloză. Foarte bine. PCO2 scriu lângă el ce? Acid. Ăsta scriu lângă el ce? Bază. Bază. Ok. Cum e acidul? 24. Cât e normal? 40. Cum e acidul? Scăzut. Scăzut. E cauză sau nu? Da. Acidul scăzut face alcaloză. Deci e cauză. Pun semn. Ok. Cum e baza? Mare. E mare. E cauză sau nu baza mare? Da. E cauză. Bun. Deci am alcaloză ce și ce? Mixtă. Respiratorie și metabolică. Deci, mixtă. Simplu. Încă un exemplu și trecem mai departe. pH 7,5. PCO2 50, HCO3 30. Iar la primul lucru, la ce mă uit? La pH. La pH. Cum e pH-ul meu aici? Crescut. E deci alcaloză. Ce am? Alcaloză. Acum scriu aici ce? Acid și jos bază. Bun. Care sunt cauzele alcalozei? Ala e 50, Sami? Care? Da, 50. Care sunt cauzele alcalozei? Acid mic și bază mare. Cum e acidul? Crescut. Deci e cauză sau nu? Nu. Nu, îl uit. Trec mai departe. Cum e baza? E crescută, e cauză. E cauză. Pun semn pe el și zic alcaloză? Metabolică, compensată. Am compensare ce? Respiratorie. Cu compensare. Compensare. Dar atenție, mereu mă uit la întâi la cauză. Caut cauza, logic, cauza, care e cauza? După aia văd restul. Nu e cauză, îl uit. Ați înțeles? Bun. O să te întreb ceva legat de chestia asta cu pH-ul, pentru că în carte, de exemplu, pentru tulburările compensate, ne consideră pH-ul normal. Ok. am greșit ceva în interpretare. Atâta timp cât pH-ul e schimbat, nu pot să zic compensată. Ce zic? Parțial compensată. Respirator. Ai înțeles? Am înțeles. Deci există compensată, există parțial compensată și există necompensată. Deci când e compensată, e pH-ul normal. Apropie pH-ul la normal sau la limita normalului. Deci, practic, există trei instanțe. Când e mixtă, deci amândouă converg spre determinarea acidozei sau alcalozei, când e parțial compensată sau când e total compensată și atunci pH-ul devine normal. Deci, practic, sunt trei situații pe care poți să le regăsi. Necompensată. Cele mai multe sunt în parțial compensată. Exact. Mai există total compensată unde pH-ul se normalizează sau mixtă, când amândouă sunt spre determinarea... Hai să le mai dau, Alex, încă ceva. Mersi. Dă-le. Am pH-ul, nu știu, 7,3. Bine? Și am PCO2-ul 77. Nu știu ce am cu numerele astea. HCO3-ul 24. Hai, repede. Cine îmi interpretează? Acidoza respiratorie necompensată. Deci am acidoză, corect. Am acidul mare, de ce cauză? Baza cum e? Normal. Bun, deci cauza e respiratorie. De ce bicarbonatul nu a crescut? Ce se întâmplă? Pentru că rinicul încă nu a intrat în acțiune. Nu a intrat în acțiune. Deci cum o numesc? Acidoză respiratorie? Necompensat. Mai e un cuvânt care am zis că până intră în acțiune rinichiul... Acută. Deci zic acidoză respiratorie acută, că nu a intrat cine în acțiune? Rinichiul. E clar? Bun. Acum, sunt șmecheri, știu care e, mă uit. Am o acidoză respiratorie, înseamnă că cine e de vină? Cine îmi spune repede? Cine e de vină? Plămânul. Ventilează sau nu ventilează bine? Nu ventilează. Ventilează bine. Ok. Mă uit, văd, bă, nene, ce poate să fie? O boală pulmonară. Exemplu? O obstrucție, exemplu, BPOC, nu? Îmi determină hipoventilație alveolară. Îmi crește CO2, nu? Sau, nu știu, a fost intoxicat cu niște droguri care inhibă creierul. Ok? Sau, de exemplu, un tromboembolism pulmonar. Da. Trombembolism pulmonar, ca să-mi ducă la CO2 crescut, trebuie să distrugă mult din plământ. Întâi de alcaloză, din câte ține minte, și la stadii finale de acidoză. Atenție! Te gândești la bolile obstructive întâi, după aia la altele. Sau poate restricție mare. Prima dată la cei care scade ventilația. Da, asta îmi determină hipercapnee, pentru că tu ai hipercapnee. Sau opioide, de exemplu. Opioide, păi asta zicea, medicamente care îmi inhibă creierul, îmi inhibă centrul respirator și îmi scade ventilația. Atenție la opioide. Sau sedativi, hipnotice. Exact. Atenție la pacienții care sunt pe secții și vă cer sedative. Da, că nu poate să doarmă. Boală pulmonară de ultimul grad, te gândești de 200 de ori dacă îi dai sau nu. Și deprimă centrul respirator și după aia intră pe ventilație asistată. Fără el. Că nu mai au driving respirator. Bun. Mai departe. Deci e simplu la acidoză respiratorie, nu? Alcaloză respiratorie. Care sunt cauzele? Ce înseamnă alcaloză respiratorie? Cine e cauza? CO2-ul cum e? Scăzut. Deci ventilația cum e? Crescută. Deci cauze care îmi determină ventilație crescută. Anxietate. Examen. Da. Depinde. Panică. Deci chestii care îmi determină respirație crescută. Da? Bun. E simplu la respirator. Problema mea unde e? La metabolic, că poate să fie renale. Am acidoză metabolică. Cine îmi zice cum sunt parametrii în acidoza metabolică? pH-ul cum e? pH-ul scăzut. Cine e cauza? HCO3. Baza. Cum e baza? E scăzută. E scăzută. Cum e CO2-ul? Depinde dacă e compensată sau nu. Adică plămânul o să funcționeze, nu? Da. Deci ce face CO2-ul? Scade. Scade, bravo. Asta e. Deci am hiperventilație compensatorie. Bun, nu contează. Mă interesează acidoza metabolică? Cum e bicarbonatul? Scăzut. Ok, acum să mă gândesc. Ce îmi scade bicarbonatul? Păi am zis prima cauză când v-a explicat tubul digestiv. Pierderi digestive, foarte frumos. Pierderi renale, foarte frumos. Insuficiență renală, foarte frumos. Că nu face, nu se sintetizează. Nu produce, exact. Nu se produce bicarbonatul. Ok, altă cauză. Intoxicație cu orice alt acid. Ok, cetoacidoză. Ok, am o grămadă de cauze. Păi și ce fac? Păi nene, cum? Sau să le caut pe toate? Nu, hai să le împart, nu? Hai să le împărțim. Să le mai clasific un pic. Hai să vedem cum faci. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Băi, unde e? Asta e. Dar mai bine o fac din nou. O fac din nou? Hai că o fac din nou, dar nu toată. Acidoză metabolică. Ne-am înțeles ce înseamnă acidoză metabolică? pH mic. Din cauza unui bicarbonat? Mic. Mic. Ce fac? Următoarea etapă. Calculez ceva numit anionul GAP sau sinonime. Hiatusul anionic sau alt sinonim. Gaură anionică. Deci să nu vă prind că vine la examen hiatusul anionic și să nu vă prindeți ce e sau... Ok. Bine, asta s-a întâmplat la fiziologie în anul 2. Cu studenți străini, probabil. Ok. E același lucru. Gaură, hiatus, gap. Bun, ce e anionul gap? Cation minus anion. Cine îmi zice care sunt cationii principal? Vorbim din mediul extracelular. Care e principalul cation? Cine îmi spune? Sodiu. Sodiu. Bine, pot să iau un calcul și cine cu el? Potasiu. Da. Pot să nu-l iau un calcul. Foarte bine. Cât e sodiu? 140, nu? Cât e potasiu? 4. Minus. Deci avem aici cam 144, să zicem, nu? Minus. Cât? Cine e anionii? Care sunt anionii? Cel mai important care e? Clorul, nu? 100, să zicem. 100. Plus cine? Bicarbonatul. Bicarbonatul. 24. 105 sau 100... cât vreți voi, 105, să zicem, plus 24, fac cam 130. Și ăștia cât am zis că sunt? 144, nu? 144 minus 130, cât îmi dă? 14. Bun, cât e anionul gap normal? 12 plus minus 4, adică de la 8 la 16. Bun, cât mi-a dat mie? 14. E anionul gap normal sau modificat? Normal. Normal. Bun. Până aici, ați înțeles ce e anionul GAP? Da. Cationii minus? Anionii. Anionii. S-a terminat. Am înțeles și care sunt. Care dintre ăștia patru, adică cation, anion, mă interesează cel mai mult în acidoză metabolică? Bun, vă întreb altfel. Am întrebat foarte prost. Cine e modificat în acidoza metabolică? Mereu. Dintre ăștia patru. Bicarbonatul. 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 Asta e întrebarea corectă. Bun. Cum e bicarbonatul? Mic. Hmm? Mic. Deci, cine e modificat? Cationii sau anionii? Anionii. Ce se întâmplă cu anionii? Scad sau cresc? Scad. Scad. Adică nu mai e 130, devine 100, nu știu... 10. Punem 100 și... Ce se întâmplă cu anionul GAP? E mai mare. Crește. Ați înțeles? Deci, am acidoză metabolică în care și fac anionul GAP. Dacă singurul modificant din ecuație este bicarbonatul, cum o să iasă anionul GAP? Mare. Mare. Și mă gândesc, bă, nene, care e cauza? De ce a scăzut doar bicarbonatul, n-a scăzut astea? Ați înțeles? Mă gândesc, care sunt cauzele în care ar putea să scadă doar bicarbonatul? Sau astea să se modifice în limite egale? Păi una din cauze e să nu se mai sintetizeze bicarbonat. E clar? Deci într-o insuficiență renală. O a doua cauză este că au venit acizi, alți acizi, și au atacat pe cine? Pe bicarbonat și s-a consumat. Exemple, acidoză lactică. Exemple, cetoacidoză. Exemple, intoxicație cu nu știu ce alți acizi. Ați înțeles? Deci astea sunt cauzele de acidoză metabolică cu anion gap mare. Mare. Atenție, mare. Adică singurul modificat cine e? HCO3. Bun. Vă dau un alt exemplu. Adică fac un alt desen acum. Un desen cam șmecher. Care l-am mai făcut. Bam, bam, bam. Recunoașteți acest desen? Da. Foarte bine. Nu mai fac și fricatul și pancreasul, că se înțelege. Bun. Ce făcea celula asta intestinală? Băga bicarbonat și scotea clor. N-am înțeles nimic. Adică intra HCO3 și ieșea clorul. În intestin. Deci, da? Deci așa. Nu? Da. Și reabsorpție de? Clor. Foarte bine. Băgăm o patologie. Pierderi digestive. Diaree. E frumos până aici? Ce am pierdut? HCO3. Super. În schimb, cu fiecare HCO3 pierdut, ce am câștigat? Clor. Clor. Deci clorul, ce se întâmplă cu el? Crește. Hai să facem anionul GAP. Nu e crescut acolo. Facem anionul GAP sau nu? Da. Îl facem. Hai să-l facem. Anionul GAP, cine mi zice ce e? Repede. Sodiu, nu mai scriu potasiu. Minus ce? Clor plus HCO3. Clor plus HCO3. Cum e HCO3-ul? Păi îl pierdem, e scăzut, mic. Foarte bine. HCO3 e mic, dar în același timp cine crește? Clorul. Clorul cu același număr aproape. Da. Bun. Adică, brânzec, dacă nu găsesc clorul crescut, cauza nu este digestivă. Atenție. Atenție. Da. Așa e. Atenție acum. Ce se întâmplă mai departe? Sunteți cu mine, da? Da, da. Deci, ăsta a scăzut cu 5, ăsta a crescut cu 5. Deci, anionul GAP rămâne? Rămâne la fel. Dacă era 12, o să fie 2. Dacă era 14, o să fie 14. Deci anionul GAP cum e? Normal. De ce e normal? Pentru că a scăzut, ok, bicarbonatul, dar mi-a crescut cine? Clorul. Clorul. În contrabalanță. E clar până aici? Da. Continuă? Da. Ok. Ok. Hai să merg la nivel tubular renal. Deci merg la nivel ce? Tubular, acum știm ce e, tubular renal, clar. Și încerc să împart aici urină, aici plasmă. Urină și aici plasmă. Ok. Bun, deci la nivel de tub colector, noi știam că se elimină potasiu, sub acțiunea aldosteronului, bineînțeles, și se poate și se absorbe cine și cine, sodiu și clor, nu? Dar să nu uităm că mai există un mecanism de reabsorpție al bicarbonatului la schimb cu clor. Deci ca să poți reabsorbi un bicarbonat din urină în plasmă, Elimin un clor. Bun. Acest mecanism este promovat de cine? Aldosteron. Ok? Da. Deci acest mecanism poate fi promovat, de exemplu, de aldosteron. Hai să vedem ce se întâmplă dacă scade acest aldosteron al nostru, prietenul nostru. A scăzut. Ce se întâmplă? Nu se mai reabsorbe, cine? Bicarbonatul. Ce se întâmplă cu bicarbonatul în plasmă? Scade. Și ce se întâmplă cu clorul în plasmă? Crește. Un lucru care seamănă cu pierderea digestivă, dar invers. Digestivă. Da? Mm. Dar aici ce se întâmplă cu potasiu în hipoaldosteronism? Crește. Crește potasiu. E clar? Bun. Aici, hai să le scriem. Aici, cum e bicarbonatul? În sânge, în plasmă, adică. Cum e? În pierdere digestive. Scăzut. Cum e clorul? Crescut. Crescut? Cum e potasiu? Păi eu știu că se pierde. Pentru că în secrețiile digestive există eliminare și de, adică am și potasiu. Deci aici, în condiția asta, cum e potasiu? Potasiu scăzut. Poate fi scăzut. Asta e diferența, practic, între ele. Exact. Ia uitați-vă. Exact. Ia uitați-vă, aici, în pierdere renală, cum ar fi hipoaldosteronism sau, bineînțeles, o acidoză tubulară renală din tubul colector, sau un deficit de anhidrază carbonică aici, ce face? Îmi face că... Ce? Îmi scade bicarbonatul, îmi crește cine? La schimb, cine? Clorul! Deci anionul GAP cum e în cazul ăsta? Scade bicarbonatul, crește clorul. Deci anionul GAP cum e? Normal. Normal. La fel ca în pierderile digestive. Cine îmi face diferența aici? Potasiu. Potasiu seric. Bun, eu mai știu o altă metodă cu anionul GAP urinar. Dar nu vă mai zic dacă nu e menționat în curs. Bine? Țineți minte cu potasiu momentan pentru examen. Este clar? Deci, cum se numesc aceste acidoze cu anionul GAP normal? Cine poate să-mi răspundă? Acidoze? Metabolice? Hiper? Cloremice. E clar? Deci. Am făcut anionul GAP. Mi-a ieșit mare, înseamnă că singurul modificat e bicarbonatul. Știu cauzele în suficiență renală. Caut acele cauze. Dacă anionul GAP mi-a ieșit normal, înseamnă că am clorul cum? Mare. Mare. Și zic acidoză metabolică cu anion GAP normal, adică acidoză metabolică hipercloremică. Cloremică. Am două condiții. Pierderi renale sau pierderi? Digestiv. Digestiv. Ok. Cine îmi determină dacă e pierdere digestive sau pierdere renale? Potasiu. Potasiu. Potasiu mic înseamnă că se pierde și el digestiv. Potasiu mare înseamnă că e cel mai probabil pierdere ce? Renală sau hipoaldosteronism. Ați înțeles? Da. Okay. Mai e o cauză menționată în curs cu anionul GAP mic. Adică îmi scade cine? Foarte mult. Cationii. Cationii. Dacă îmi scad cationii foarte mici, chiar dacă îmi scad anionii, anionul GAP o să fie mic. Ați înțeles? Bun. Hai să vedem niște lucruri aici. Ce scrie aici? Hai să vedem ce scrie aici. Ok, hai să vedem. Da, Alex. Asta cu anion GAP scăzut. Deci, atenție! Dacă am pH-ul mic, zic acidoză. Dacă am pH-ul mare, zic ce? Alcaloză. Mortalitatea e la sub 6,8, mortalitatea e la peste 7,6. Știam eu, dar aici 7,8. Ok, 7,8. Bun. Pe mine, acidoza respiratorie o uităm momentan, ok? Mă uit la acidoza ce? Metabolică. Acidoza metabolică ne-am înțeles că bicarbonatul cum e? Mic. Scăzut, nu? Ok. Care din bicarbonat e scăzut? Standard sau actual? Păi dacă el e boala, el e cauza. Renic nu funcționează sau e consumat. Sau... Deci în ambele o să fie cum? Scăzute. Scăzute. Ați înțeles? Bun, foarte bine. Hai. Care sunt cauzele? Multe. Multe. Plămânul ce face? Încearcă să scadă acidul. Adică face ce? Hiperventilează. Ventilează. Bun. Bun. Și dacă normalizează pH-ul, înseamnă că e compensat. Acidoza metabolică compensată. Acum ce fac? Ce am zis că fac? Anionul? GAP. GAP, care e 13, 14, în fine. Dacă anionul GAP e mare, înseamnă că singurul modificat cine e? HCO3. Adică am două condiții. Ori se consumă, ori nu e făcut. Nu? Cum adică nu e făcut? Cum ar fi? Insuficiență? Renală. Renală. Și orice alt acid care mă atacă, endogen, exogen, îmi consumă ce? Bicarbonatul. Bicarbonatul. Este de înțeles sau nu? Da, e ok acolo. Bun. Acum ne-am înțeles, vrem să facem asta. Cu anionul GAP normal. Ca să-mi iasă anionul GAP normal înseamnă că am clorul mare, în timp ce bicarbonatul mic. Adică e acidoza metabolică hipercloremică. Cloremică. Foarte bine. Bun. Și aici am, în funcție de potas. Dacă potasul e mic, am zis că sunt pierderi cum? Gastrointestinale. Bun. Și am mai zis eu ceva. Fistulă? Pancreatică. Sau? Intestinal. Biliar. Pentru că și acolo se secretă HCO3 și se absorbe clor, nu? Da. Ok. Astea două imediat. Terminăm. Mai departe. Ce am aici? Dacă potasiul cum e? Crescut. Crescut. Cel mai probabil e ce? Aldosteronism. Hipoaldosteronism, adică cum îi zice? Hipoaldosteronism, adică am pierdere renală, nu? Da. Bun. Mai departe, dacă îi dau acid clorhidric post-hipocapnic, dacă îi dau acid, nu, asta e altceva. Dacă îi dau acid clorhidric, potasiul nu e pierdut, nu? Nu. Și dându-i acid clorhidric, făcând acidoze, începe potasiul să iasă din celule. Mai țineți minte? Este potasiul din celulă. Și am această manifestare. Iar asta de post-hipocapnee, adică dacă am o hipocapnee mai prelungită, rinichiul poate să facă într-un fel să mă bage într-o acidoză, încercând să compenseze. Și nu-i merge compensarea și intră în acidoză. Ați înțeles? Adică dacă CO2 e mic și am ce? Alcaloză ce? Respiratorie, rinichiul ce trebuie să facă? Să scadă bicarbonatul, nu? Încercând să scadă bicarbonatul... Stai puțin, ia-le pe rând, mai zi o dată, te rog, că okay. Mai pierdut puțin. Bun, de la care? De aici? De la astea cu... De la administrarea de H-clor. Ok, administrarea de H-clor m-a băgat într-o acidoză metabolică, nu? Ok. Pentru că e acid, e administrat de acid, nu? Da. Bun, de ce? Deci îmi scade bicarbonatul, de ce îmi crește clor? Păi, zice că administrăm clor. Îi administrez clor! Ok, s-a terminat, nu? Ok, s-a terminat. Da. Bun, asta e iatrogenul. E iatrogenul. De ce crește potasiu în chestia asta? Pentru că am acidoză. Acidoză, potasiu crește. De ce? Că iese din celulă, H-ul intră în celulă. Ca să fie clar. Ca să crească în acidoză, ca să crească pH-ul, bagă hidrogenul în celulă. Ca să fie clar, dacă am acidoză. Asta vreau să le zic. Am foarte mult ce? H. În celulă am mult ce? Potasiu. Începe să facă un schimb între ele. Intră H în celulă și iese potasiu din celulă și am ce? Hiperpotasemie. Potasemie. Da. E clar? Da, e ok acum. Bun. Acum intrăm la acidoză tubulară respiratorie. Acidoză tubulară renală. Acidoză tubulară respiratorie. Ce prostii zic. Acidoza tubulară renală. Sunt mai multe cauze în funcție de ce celulă e afectată. Înțelegi? E clar? Pentru că celulele alea, v-am zis, fac reabsorpție de bicarbonat, reabsorpție, secreție de potasiu. Dacă e afectată celula în care face secreție de potasiu, înțelegi ce zic? Înseamnă că potasiul meu cum o să fie? Mare. Dacă, în schimb, nu e afectată aia care ține potasiu și aldosteronul începe să crească ca să ajute la reabsorpția de bicarbonat și îmi elimină și mai mult potasiu, o să fac ce? Hipopotasemie. Deci în acidoza tubulară, în funcție de unde e acidoza tubulară, adică dacă e stricată celula din tubii colector, alea care se ocupau de secreția de potasiu, și potasiul va crește. E clar? Și de-aia zic acidoza tubulară renală distală cum? Hipercalemică. Sau acidoză tubulară renală distală hipocalemică, pentru că alea secretă potasiul ca răspuns la cine? Aldosteron. E clar? Aldosteron ajută și el. Bun. Adică în cazul ăsta are acidoza metabolică și are și potasiul scăzut în aceste cauze. Nu înțeleg. Păi are potasiu scăzut din cauza că în acidoza asta îmi crește și aldosteronul încercând să-mi reabsorbe mai mult ce? Bicarbonat. Pe altă parte. Și pierde potasiu, de exemplu. Ok? Da. Sau dacă eu îi dau inhibitor de anhidrază carbonic. Ideea e că n-am vrut să vă bag în toată fiziologia și să vedeți rolul anhidrazei carbonice. Dacă vreți, vă pot arăta. Ce-a mai rămas e anionul GAP scăzut. Am zis că în anionul GAP scăzut este dacă îmi scad cine? Cationii. Cum ar fi într-o hiponatremie. Ok. Dar aici zice că creșterea cationilor nemăsurat. Păi cum adică dacă îmi cresc cationii nemăsurați îmi scade cationii măsurați? Păi... Mai țineți minte principiul izohidriei sau cum îi zice? Adică afară trebuie să fie 153 de milimol de cation. Dacă crește un cation, se schimbă cu celălalt cation, dispare, celălalt cation scade. Înțelegeți ce zic? Anionii și cationii trebuie să fie în balanță. Dacă unul crește magneziu și calciu, imediat sodiu și potasiu, ce se întâmplă cu ele? Scad. Ați înțeles? Ok. Deci există, mereu corpul meu balansează numărul de ioni. Da, aia îmi scad. Dacă îmi cresc magneziu și calciu, îmi scad, aia măsurați. Bun. Și cam asta e pentru azi.